de-abia aștept să încep antrenamentele luni. Așa ni s-a promis că avem voie să începem iar la antrenamentele, treaba, că prea mult a fost, ne-a lovit rău de tot, 2 luni jumate să nu faci nimica. Dați seama că ăsta este un fenomen social, fotbalul, și copiii au nevoie de mișcare, da. Nu mai toți oamenii vor să iasă afară, să miște, să facă sport și asta, dar deci a fost groaznică, o lovitură pentru toți, nu a fost obișnuit cu așa ceva, deci o situație delicată a fost. Pe de altă parte, Germania este prima țară care a dat drumul competiției din nou, se joacă Bundesliga. Da, ne-am bucurat toți că s-a dat drumul din nou, chiar dacă nu se joacă cu spectatori, dar avem măcar ce vedea la sfârșit de săptămână, că era și mai rău, deci nu îmi dai seama să nu vezi nici fotbal, nici n-ai voie să-l practici și nici nu poți să-l vezi. Așa că a fost groaznic. Dar acum ne bucurăm că au început băieții să joace, sigur se vede totuși diferența, una e să joci cu 80.000 de spectatori, cum a fost la Borussia cu Bayern, și alta să joci cu stadionul gol. Da, vă întreb altceva, nivelul fizic al jucătorilor cum este? Se vede? Vi se pare că nivelul e mai scăzut având în vedere această pauză? Da, 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 de la multe echipe se vede că nu și-au intrat în formă, nu și-au intrat în ritm. Doar câteva echipe cum Bayern, Borussia, Bayer Leverkusen sunt echipe care totuși imediat au terminat acolo unde au început unde au terminat acum 2 luni jumate, jucând un fotbal pe care îl cunoșteam, dar sunt alte echipe care au probleme mari, sigur. Dacă nu s-au făcut deloc antrenament sau numai în casă sau, eu știu, numai în grupe mici, mă dau seama că le lipsesc niște automatism, nu? Creativitatea, dinamica. Se vede imediat că nu se mai joacă ce a fost înainte. Dacă s-a dat drumul așa de repede la fotbalul mare, copiii ce au înțeles din această perioadă? Adică sunteți de părere că ar fi trebuit să fie lăsați și ei din nou să participe mai repede? E o chestie delicată. Acum ce să spun? Dacă ar fi bine să dea drumul acum 2 luni, nu cred. Dar acum a venit timpul să... Da, să începem din nou, pentru că oricum la juniori și la echipe de amatori s-a terminat campionatul, nu se mai joacă nimica din septembrie din nou, dar totuși antrenamente trebuie făcute, nu? Și sunt bucuros acum că luni sunt iar pe teren. Ce copii aveți pe acolo? Aveți vreun român, ceva? Interesant? Da, 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 sunt o grămadă de copii. Serios? Da, 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 am o grămadă de copii din România, din Moldova, care veniți de 4-5 ani aici. Da, da. Da. Dar ei conștientizează cine sunteți? Că fiind mici, nu v-au prins jucând. Bine, mă cunosc părinții. Cu toate că și ea sunt tineri, nici ea nu m-a prea văzut jucând. Dar, bun, de 26 de ani de când am școala, vă dați seama că nu m-a auzit și... Vreun nou Goethe? Vedem? E greu să găsești un Goethe. Lasă-l cărmă pe Goethe. Un nou Marcel Răducanu găsim? Asta e și mai greu. Da. Eu ce să fac? Sper că odată și odată să într-adevăr să fac dintr-unul un fotbalist adevărat, cu toate că e foarte greu pentru că am copii numai până la 15 ani și după aia să duc la cluburile unde nu mai au voie, cum a fost și am cea la Mario Götze și cu ceilalți care au fost, care au joacă încă prin Bundesliga. Și atunci dispar, deci nu mai văd și deci eu fac o muncă de asta grea. Eu iau copiii care nu sunt așa de talentați și încerc să-i fac fotbaliști. Și aduc aminte de dumneavoastră? Da, cum să nu? Da. Adică asta Mario v-a mai sunat? Mario m-a mai venit prin sală, când eram sală, acum s-a renovat sala și acum am ieșit afară, fac pe teren afară. Sigur că se mai interesează de mine, bineînțeles, da. Foarte frumos din partea lui. Da, cu România... Da, ne pare rău ce s-a întâmplat cu el, că acum probabil că o să părăsească Borussia. Păcat mare, pentru că a fost și este încă un jucător bun, dar cred că a făcut niște greșeli când a fost mai tânăr și acum are de suferit. Domnule Răducanu, anul trecut spuneați că vă bate gândul să vă alăturați proiectului CSA Steaua. Mai e de actualitate dorința dumneavoastră? Deocamdată cu
Cu și toate astea, vă dați seama că n-am mai avut legătură cu nimeni de acolo. Da. Nici cu Talpan? Nici cu... Ne-am mai scris așa de Paște, dar așa n-am mai vorbit la telefon nici cu dânsul. Am văzut, am mai urmăresc, mai citesc și eu presa și văd că... Deci încă nu s-a... cum să spun, s-a rezolvat situația și... Nu știu, abar n-am. Eu am vorbit atunci cu dânsul și mi-a arătat și stadionul, mi-a arătat multe lucruri și găseam că e un om foarte serios, un om care într-adevăr vrea să facă ceva, dar mai mult nu e. Deci nu i-a promis nimica și vedem ce o să întâmple în continuare. Da. Ce ați simțit în momentul în care ați văzut, ce sentimente v-au încercat în momentul în care ați văzut Ghencea dărmat? Ceva deosebit. Dânsul mi-a arătat, cum am spus, mi-a arătat terenul unde joacă acum echipa și sala de not. Acolo am fost și după aia am ajuns la birou la dânsul, mi-a arătat și stadionul, dar încă nu era cum a ajuns acum, văd că deja aproape gata, arată foarte frumos, dar da, deci o senzație deosebită să fie iar acolo unde am crescut, unde am învățat fotbal, unde într-adevăr am avut succese. Sigur că a fost deosebit atunci când m-am lăsat acolo la Ghencea. V-am putea vedea în perioada următoare antrenând la CSA Steaua? Nu, niciun caz. Nu. Deci nu vreți să plecați de acolo? Nu, n-am cum să plec de aici. Vă dați seama, stau de 40 de ani aici, sunt căsătorit, am familie aici, am școala mea unde merge. Nu pot să mă duc undeva unde ceva relativ, unde nu știu dacă o să merg. Da. Da, e posibil să mai veniți la meciul Restelei? În vizită doar? Da, dacă se dă drumul cândva, oricum o să ajung prin țară, ori la Timișoara, ori la Cluj, ori la București, unde o să mai fac niște cantonamente, unde să mai văd niște colegi de-ai mei care mi-am văzut de mult și sigur că o să vin și pe la meciuri dacă sunt invitat. Cea mare plăcere, sigur. Ce fotbalist român vă place cel mai mult în acest moment? Cine vi se pare următorul mare fotbalist al României? Oh. Așa nu prea mă uit la meciuri, așa din când în când, la un meci de asta, așa, știu, când joacă Steaua cu Cluj sau cu meciul de asta. Florinel Coman, Denis Man, Yanis Hagi. E un copil foarte bun, un copil talentat. Yanis? Yanis da. E un jucător bun, un jucător care îmi place cum se mișcă, are calități foarte bune, bineînțeles că are mult și de la tatălui, care a fost un mare jucător și sper că acolo unde este acum să rămână și să dovedească în continuare, să progreseze și cândva să ajungă la un club mare. Asta e important, să aibă acolo continuitate, să joace tot timpul, să aibă presă bună, să fie iubit, să fie deschis cu toți jucătorii și atunci sunt sigur că o să reușească. Dar un Florinel Coman sau Denis Man fac 20-30 de milioane? Și copii talentați, dar eu cred că se face o greșeală imensă cu ei pentru că se face prea multă presiune. Când se aude că... Nu știu, patronul cere 20 de milioane sau 30 de milioane sau nu știu câte milioane, vă dați seama sub ce presiune joacă copilul ăla și dacă, exact în momentul ăla a început să joace prost, de când s-au zis că cât costă și cu asta și vă dați seama, sunt niște sume astronomice, nu dă nimeni dat seama pe jucător de acolo din România, pentru că e campionatul modest, nu e chiar așa de puternic ca să spui că poate să facă copil față aici la nivel de Bundesliga sau în Anglia sau în Spania, cu greu de tot. Păi, care ar fi diferența dumneavoastră? De ce imediat ce ați ajuns la Borussia ați performat? Ați dat 9 goluri în campionat imediat din primul sezon în care ați jucat. Ați făcut față cu brio? Nu, cred că am dat mai multe. Au fost vreo 14 sau 15 în goluri. În campionat? În primul sezon? Da, în primul sezon nu. La Borussia, da, vreo 14 goluri am dat. Ok, noi avem statistica, uitați, mă uit aici. Nu, am dat mai mult. Primul sezon așa a fost cel mai bun sezon pe care l-am avut la Borussia, pentru că... Păi și nu era mai greu atunci decât în ziua de azi?
Eu cred că a fost greu atunci, dar aveam o vârstă aproape de 26 de ani când am început să joc, sau 27 de ani când am început să joc. Am stat un an, am fost suspendat, Da. și la 27 de ani am început să joc. Și veneam din România ca fotbalistul anului și eram, cum să spun, eram într-o formă bună și doream să joc, să dovedesc și acolo, aici, și mult m-au ajutat jucătorii în anul când a fost suspendat. Asta a fost pentru mine undeva bine. Cu toate că, sigur, un an să nu joci, nu e chiar așa de bine să stai 11 luni să nu joci fotbal, să nu mai pe tribună. Dar bine, făceam antrenamente pe ei și atunci, în momentul când am început să joc, mă cunoșteau, știau ce pot. Și de asta am avut și sezonul 82-83 cel mai bun, unde am fost de 11 ori în echipa etapei. Da, deci, da, a fost foarte iubit aici, 6 ani de zile. Da, după cât dar timp... Dar mă, noroc am, pentru că mi-am văzut de treabă. Eu am venit aici, nu m-a chemat ei, deci am venit de bună voie. Da. Și sigur că trebuia să-mi văd de treabă să joc. Cine știe ce se întâmplă cu mine, dacă nu... Putea să întâmple multe, putea să-mi rup piciorul după o jumătate de an. E adevărat. Nu? Și cine știe ce se întâmplă în continuare. Dar am avut șansa, Dumnezeu a fost pe primul de partea mea. Sunt cam copa mitică, tot timpul cam în picioare. Uitați, vă întreabă Marian Dumitrică, un domn care se uită la noi în acest moment, pentru domnul Marcel Răducanu. Care este adevărata Steaua, vă întreabă? FCSB sau CSA Steaua? Eu ce să spun, eu am jucat la Steaua. Nu știu ce e FCSB și am jucat la Steaua București. Asta știu, eu nu știu acum ce să zic. Și nu mă interesează ce e acolo, războiul între Steaua și FCSB. Bun. Revenind la cariera dumneavoastră, spuneți-mi, sunt curios, după cât timp, după ce ați început să jucați, ați început să fiți cunoscut pe stradă, să vă oprească lumea pentru poze, autografe? Ei, cum am spus, primul sezon l-am făcut foarte bun și atunci, sigur că am devenit acolo undeva o vedetă și da. Când intram pe teren o jumătate de oră înainte de meci, începea lumea să scandeze numele meu. Auzea tot orașul. Deci e ceva superb. Vă dați seama ce motivat eram. Nu mai trebuie să mă motiveze nimeni. Deci antrenorul, când intri pe teren și îți auzi numai numele, vă dați seama ce frumos a fost 6 ani de zile.